Nu știu dacă știai, dar cu JavaScript poți să faci aplicații cu recunoaștere vocală, fără să folosești servicii externe sau să-ți importi alte pachete externe, doar folosind JavaScript nativ. Așa că astăzi o să facem o aplicație micuță care îți recunoaște vocea, care îți recunoaște ceea ce spui înregistrează ceea ce spui și o transpune în text. Așa că dacă ești curios despre asta și vrei să lucrăm împreună la proiectul ăsta, rămâi până la capăt și îți promit că vei găsi un proiect interesant pe care ai putea chiar să ți-l adaugi în portofoliu. Ideea e în felul următor. O să facem o aplicație care arată în felul ăsta, o să avem aici un panou de control, ca să zic așa, cu un drop-down unde poți selecta limba, da? și am adăugat eu doar English și Romanian pentru moment, tu poți să adaugi orice altă limbă ai vrea. Nu știu exact pentru câte limbi are suport chestia asta, dar o să-ți las linkul jos în documentație ca să poți să citești, să vezi dacă suportă și limbile pe care ți le dorești tu. Și o să avem evident un buton de record pe care în momentul în care îl apeși, aplicația o să facă record la ceea ce tu spui și o să-ți scrie aici. Da, că căsuța asta mare este practic logul a ceea ce tu vorbești. Dacă o să dăm pe Romanian, să zicem, o să dau pe Romanian și o să apăs pe record, o să vedeți că butonul se schimbă în momentul în care începe să înregistreze și dacă faci un pic de liniște între sesiuni, el o să proceseze și o să-ți apară tot ceea ce vorbești aici în căsuța asta. Vezi că mai sunt ceva probleme pe care le are, adică nu înregistrează, nu înțelege mereu ceea ce vrei să spui și mai apar chestiuni de genul ăsta cu alo, dar în mare parte înțelege foarte bine ce vrei să spui și îți umple practic logo ăsta cu tot ceea ce tu vorbești. Bun, așa cum putem să vedem, pe parte de română înțelege foarte, foarte bine, da, cu excepția câteva mici greșeli pe care le-a avut, a înțeles foarte, foarte bine ce am spus și chiar a scris și cu diacritice. Cum putem să dăm și pe English și să încercăm și pe English? O să dau refresh la pagină ca să mi se golească logo ăsta. Nu o să adăugăm un buton în care o să golim logurile astea aici pentru că nu are niciun sens. Doar faci refresh, se golește și poți să încep din nou sesiunea. Hello, how are you? I'm fine, how about you? What day is today? Today is Tuesday, the day I'm filming this. Why are you filming on a Tuesday? Well, I'm filming, not feeling. Are you feeling okay today? Bun, deci după cum vezi, merge foarte, foarte bine și pe limba engleză, deci e destul de, destul de avansat. Da? Înțelege foarte bine chiar și pe engleză și chiar și pe alte limbi. Ți-am zis, poți să încerci și cu, și cu alte limbi să testezi să vezi ce rezultat o să ai. Bun, acum haide să trecem și noi la treabă. Bun, am deschis aici o nouă fereastră de VS Code. Haide să mergem să creăm și noi prima dată fișierul HTML. O să zicem index.html. O să creăm trei fișiere, da? un index.html, HTML, index uh, style.css și app.js. Da? O să creez și celelalte trei fișiere acum ca să le avem aici create. Style.css și app.js. Poți să zici și index.js fie cum vrei, dar pentru că e mai mult o aplicație decât o pagină web, am zis că e mai bine să-i zic app.js, uh, are mai mult sens așa. Mergem prima dată în fișierul HTML și hai să începem să Uh, completăm aici cu toate elementele de care vom avea nevoie pentru a forma pagina pe care v-am arătat-o mai devreme. Și o să începem în prima dată, bineînțeles, cu un meta Abbreviation. Dacă folosești semne exclamări în VS Code și folosești uh, meta Abbreviation-ul ăsta, o să creeze toată structura unui document HTML de la zero, fără să mai fie nevoie să adaugi tu meta, head-ul, uh, doctype, html, body și așa mai departe. Bun, în momentul ăsta o să putem să facem click dreapta și o să putem să facem open with live server, da? pentru a uh, porni aplicația noastră cu live server. Bineînțeles că în momentul ăsta nu are absolut nimic aici, dar o să o las deschisă pentru a avea feedback cât mai rapid atunci când ne apucăm să facem câte ceva. Dar o la chestia asta și o să revenim. Aici o să începem prima dată uh, prin a modifica uh, titlul paginii, și o să zicem JS speech recognition, pentru ca aplicația noastră să aibă și ea un titlu în tabul de Chrome. Și apoi o să includem de asemenea fișierul de CSS și fișierul de JavaScript pe care tocmai le am creat. Și o să facem link. dot o să folosesc același meta abbreviation, și avem stylesheet, style.css, vezi că l-a luat automat și la final o să facem script src și o să avem app.js aici. Și în felul ăsta am inclus deja fișierele de styling și fișierul de scripting de JavaScript în documentul nostru HTML. Mai departe o să mergem în body și o să începem prin a crea un div cu clasa container. Dacă pui div.container și dai tab, o să scrie automat un div din clasa container. Nu se face că o să stilizăm astea împreună imediat. Pentru dar pentru moment o să facem doar structura fișierului. Mai departe o să facem un alt div care se numește controls container pentru a îngloba toate elementele pe care le regăsim aici în partea stângă, da? Deci controlele, ca să zic, așa, partea asta, label-ul de choose language, down ul de limbă și butonul de record, toate o să le includem aici în divul pe care o să-l creăm imediat și anume în divul ăsta denumit controls container. Da, deci facem din nou div.controls-container. Dacă ai alte convenții de denumire a claselor, n-am niciun fel de problemă, poți să-ți denumești clasele absolut cum vrei tu. Bun, acum o să avem un H2 în containerul ăsta, căruia o să-i dăm ID-ul language, language, dacă pot să și scriu label, și o să scriem choose language. Și așa cum ai intuit, partea asta de choose language este și partea asta care se regăsește aici în zona de controle, Da, e label-ul ăla. Dar minimize și mergem mai departe. După partea asta de choose language, după label, avem evident un select al cărui nume este language. Se pare că nu pot să scriu azi. Language și al cărui ID este tot language. Da? Bun, și avem selectul ăsta unde o să adăugăm mai multe opțiuni. Așa cum ai văzut mai vreme, eu aveam aici English și Romanian adăugate. Tu poți să-ți adaugi oricât de multe limbi vrei, doar trebuie să adaugi un alt, uh, un alt, option aici în select. Și o să facem option, pardon, nu op -group, ci option. Și o să adăugăm English, și o să facem aici copy-paste. Și o să adăugăm în loc de, o să modificăm în Romanian. Da? Dăm save. Bun, și deja aplicația noastră începe să prindă contur. Avem aici choose language și avem aici English și România. Avem, avem limbile aferente, da? Mergem mai departe și o să adăugăm butonul de start, da? Butonul de start recording, practic, care e de asemenea un div și o să-i dăm un ID de start, da? Div ID start și o clasă, cred că trebuie să adaug și clasa, class button button-start, să scriem în el pur și simplu rec și atât. Da, o să adăugăm textul rec. Bun, și în principiu cam asta este partea de control. Da, după cum vedem avem deja o structură aici, choose language, avem drop down-ul și avem butonul de record care nu este încă stilizat, dar o să-l facem imediat. Apoi trecem în continuare la partea asta de aici din dreapta, la text log. Da, o să vedeți că e foarte, foarte simplu de structura totul, nu e nimic complicat. Mergem mai departe și ieșim, bineînțeles, în afara div-ului de controls container și facem un alt div căruia zicem crea o clasă textlog, da, și dăm și un ID textlog, la fel, de ce i-am dat și clasă și ID, la fel, nu mai țin minte exact, dar anyway. Și cam asta este logul nostru, da, dacă merg acum înapoi în aplicație, chestia asta nu se vede încă aici textlogul pentru că na, e, e încă gol și nu are niciun fel de culoare. Bun, cam asta este toată partea de HTML. Hai să mergem mai departe acum la CSS și să stilizăm elementele noastre să arate cât mai bine. Eu am folosit un alt font am, decât cele care se regăsesc by default. Am folosit un font denumit Nunito și o să poți să importi și tu fontul ăsta din copy-paste url da, ad import în CSS, ad import și URL-ul către Google Fonts. Da, deci mergi pe Google Fonts și cauți Nunito și o să găsești fontul ăsta. Bun, mai departe am definit o variabilă care e în zis Font family, dacă ai nevoie să folosești acest font family, Ulterior în alte componente uh, pentru a stiliza alte componente CSS, poți să l extragi de aici fără să repeți font uh, același font family de mai multe ori. Deci, nu NITO, așa cum am zis, virgula sans, serif și asta este tot. Da, o să folosim de acum font family-ul ăsta, variabila asta, nu o să folosim uh, să dăm copy-paste fontului peste tot. Bun, mergem în body și dăm font family, evident dash uh, dash font family și acum începem să stilizăm partea de language label. Da, vezi că deja după ce am adăugat fontul și toate cele, deja s-au schimbat niște lucruri pe aici. Arată mai bine choose language și toate fonturile arată mult mai bine decât înainte. Da? și o să începem să stilizăm partea asta de choose language, adică language label. Și selectăm și noi după ID language dash label și adăugăm un uh, text align să fie centrat, center, și mai adăugăm o culoare să fie white. Da? Pentru că, așa cum vedem aici, o să-i dăm o culoare închisă panoului estuia și vrem ca fontul nostru să fie alb. Da? Bun, momentan fontul nu se mai vede, bine, textul nu se mai vede, deși apare aici la șumate, el nu se mai vede pentru că e alb. Nu e nicio problemă că o să, o să vedem că la final o să arate ok. Bun, mergem mai departe și continuăm cu uh, Controls Container. Da? La Controls Container tot ce trebuie să facem este să-i dăm un border radius de 1M, da? ca să-i rotunjim marginile. Mergem mai departe cu butonul de start, button start. Și aici o să fie ceva mai mult CSS de scris, dar nu exagerat. Da? O să-i dăm un height de 100 de pixeli și un width, adică o lățime da? de 100 de pixeli. O să-i dăm un background de RGB. 196, 16, 16, adică un roșu. O să dăm un border radius de 50% ca să fie perfect rotund, da, circular. O să-i zicem display flex pentru că vrem să-l poziționăm un pic. O să-i dăm justify content center ca butonul nostru să apară în mijlocul, în mijlocul div-ului. O să vedem imediat. Dăm și align items center pentru a face textul din interiorul butonului să fie centrat în interiorul lui practic. Facem cursor pointer da, ca să apară cursorul ca pointer și nu ca o simplă săgeată. Mergem și dăm o culoare de white fontului. Îi dăm un box shadow. O să vedem imediat, deci 1px 1px 20px 1px și red ca și culoare. Mergem înapoi și deja vedem că butonul nostru începe să arate a un buton veritabil de record. Da, avem boxea de asta cu culoarea roșie, un pic discret așa, deci nu foarte proeminent. Dăm un scroll mai jos să vedem mai bine și dăm un margin de 2EM sus și în rest 0 pe linie. Da? Deci îi dăm o margine de 2EM ca să-l depărtăm un pic aici de, de drop-down-ul ăsta cu selectarea limbii. Bun, acum ce o să facem în continuare? O să-i dăm butonul de animație aia de pulsare, de puls, pulsate de puls, nu știu cum să zic exact, în momentul în care uh, dai click pe buton. Da? Dacă merg acum și dau click pe buton, vezi că nu se întâmplă absolut nimic. În uh, versiunea finală avem un soi de puls ca să se înțeleagă că butonul a fost apăsat și că aplicația înregistrează în momentul respectiv. Ca să facem asta, o să creăm o nouă clasă denumită uh, button-pulsating sau ceva de genul ăsta. O să-i dăm un transform scale 1 da? și ca animation o să-i dăm animation, o să-i dăm puls două secunde infinit. Da, puls e o animație pe care o să o definim noi imediat, o să o creăm noi imediat. Pentru că nu este creată, ea nu există, da? Și acum ca să creăm animația o să facem add keyframes, Puls da? pentru a crea animația și ideea e că animația butonului are trei stagii, 0% da? unde o să fie un transform cu scale de 0.9, box shadow 0.0.0.0 pentru că vrem ca în un, un, un punctul minim al butonului când butonul pulsează să nu mai arate niciun fel de box shadow ca să arate cumva că vine dinspre interior și că se micșorează și că se mărește cumva, uh, are efectul ăla de puls și uh, culoare RGBA 255, 82. 82 și 0.7 avem, avem un typo aici, o să pun Key Frames da? Frames, nu Frames Și e, acum ne arată și culoare, e un, uh, o nuanță de roșu Mergem mai departe și ur următorul uh, break point sau următorul uh, punct De pulsare sau de pulsație este la 70% da? Și avem un Transform Scale de data asta de 1 Un box Shadow de 0 0, 0, 10 pixeli Și o culoare RGBA 255 82 82, 0 Trebuia să fie copiate mai sus ca să fie mai ușor Bun și uh, al treilea step 100% și avem transform Scale 0.9 Un box shadow Shadow 0, 0, 0, 0, 0 Și RGBA de asemenea la fel ca aici Doar că o să o să modific uh, din 10 pixel în 0 și asta este tot. Ideea e că și dacă fac click acum butonul nu face absolut nimic pentru că nu are, uh, trebuie să aplicăm noi clasa asta, trebuie să aplicăm noi efectul ăsta, să aplicăm clasa asta button pulsating dinamic din JavaScript. Da, o să vedem în momentul în care o să ajungem la JavaScript cum facem treaba asta. Până una alta mergem mai departe și facem și efectul ăla de hover pe buton, dash uh, button, button dash start hover, și adăugăm o altă culoare, e destul de simplu, RGB 155 14 14, ca să avem o altă culoare în momentul în care facem hover, să se înțeleagă clar că suntem cu mouse-ul pe buton. Mai departe și începem să stilizăm partea asta de controls container, da, deci toată partea asta începe să stilizăm și la background-ul containerului și așa mai departe. Deci facem controls container și avem un background color o să iau culoarea asta cu copy paste pentru că e o culoare pe care am ales-o dintr-un selector, da? Este uh, hashtag 3363D, e un soi de cobalt grey, dacă vreți. Da, și în momentul ăsta vezi că el apare, mă rog, că umple tot ecranul, dar nicio problemă, o să rezolvăm și chestia asta imediat. Și se vede acum și textul și tot ce trebuie. Bun, mergem mai departe. O să-i dăm un width de fit content, da? ca să fie să aibă lățimea doar cât are conținut, deci să nu mai umple întreaga pagină. O să-i dăm un padding la interior de 2 m o să-i punem flex ca și display, bineînțeles ca să-l putem aranja cum trebuie, flex direction, direction o să fie calm, da? că el este o coloană da? și vedeți că deja a prins formă. El este o coloană, elementele din interiorul lui sunt așezate în stil coloană, da? deci pe verticală, nu pe orizontală. Align items, o să -i dăm center, ca să centrăm toți itemii pe orizontală în coloana asta. Și o să facem justify content space evenly, da? ca să arate cât de cât ok. Și să fie, bineînțeles, spațiați corespunzător în mod egal. Box shadow. Avem un box shadow de 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel, pardon, 5 pixel, 1 pixel. Și aici o culoare RGB, 207, 201, 201. Dăm Save și mergem înapoi. Bun, și acum totul arată cum trebuie, mult, mult mai bine decât la început. De asemenea, o să-i dăm și containerului, întreg containerului care uh, conține chestia asta. Deci, containerul care conține și partea asta și partea de log e containerul mare. Da? El, el e la baza paginii, cum ar veni, la baza uh, întregului conținut. O să-i dăm și lui Display Flex ca să putem să aranjăm cum trebuie lucrurile. Și apoi o să începem să uh, stilizăm partea asta de TextLog, da? Deci partea unde apare textul pe măsură ce vorbim. fel, clasa TextLog, facem display flex. Dăm un border-radius de 1em, dăm un save. Momentan nu se vede pentru că nu avem nicio culoare, dar o să-i o să dăm și culoare imediat ca să vedem cum se schimbă pagina. O să-i dăm un margin întâi de 0, 0, 0 și 1em. Și apoi background color este antique white, cred că am selectat eu. Îmi dăm width 100%, dăm un save și după cum vezi acum a apărut aici partea asta de text, da, partea de text log. Îi dăm și lui tot așa un padding la interior, padding, nu știu ce am scris aici, dar sigur nu e padding, padding 1m001. Yeah, da, ca să arate, să nu cumva să împingă textul foarte spre marginea uh, containerului, pentru că având și marginile rotunjite ar arăta urât. Și avem box, shadow, shadow, cred că e același lucru ca aici, pixel, 2 pixeli, 2px, da, este exact același lucru. Aș putea să-l pun și pe asta într-o variabilă ca să nu ne repetăm, da, e ok. Box, shadow să punem și aici un punct și virgulă ca să fie ok. așa cum avem box, avem shadow și în spatele boxului ului este. Bun, și-a mai rămas partea de, de drop-down, să o mai stilizăm un pic, e un pic cam micuță și cramped up la momentul ăsta. Și facem, selectăm după ID, language, îi dăm margin 1EM, 0, 1EM, 0. Îi dăm un margin sus și jos. Îi dăm un width de 10EM, da? pentru a o lăți un pic pentru că inițial era mult, mult prea mică. Îi dăm un height de 2 IM, la fel pentru a o face un pic mai înaltă și dăm un border ca să nu mai apară chestii uh, dubioase. Da? Și dăm un border, de asemenea un border radius de 0.5 ien pentru a-i rotunji un pic colțurile și a arăta mai bine după părerea mea dacă prefer fără colțuri rotunjite poți să lași așa Bun și cam asta e toată partea de uh, HTML și CSS pe care trebuie să o facem ca să stilizăm chestiile astea după cum vezi e destul de responsiv în, în măsura în care e posibil se micșorează totul cum trebuie și așa mai departe Bun și acum să trecem la partea de JavaScript pentru că știu că asta e partea cea mai interesantă și partea cea mai uh, cea mai mișto de lucrat pentru a obține Uh, pentru a comunica cu serviciul de speech recognition trebuie să apelăm speech recognition care se regăsește pe obiectul de window. Deci facem și noi aici un const speech recognition service și facem window.speech recognition. Bun, mergem mai departe și instanțiem un nou serviciu de speech recognition și facem recognition service equals new speech Bun, acum haideți să selectăm butoanele și ce alte uh, componente mai avem noi în pagină cu care trebuie să interacționăm. Avem start button equals document dot query selector și luăm după clasă, avem a dot button dash start dash nu și avem text logul const text log equals document query selector și avem Uh, .text-log O să declarăm aici un obiect pentru languages. O să-l folosim pentru a uh, determina limbile disponibile și așa mai departe. Și o să zicem English și valoarea pe care noi o să fie nevoie să o dăm în, uh, în serviciu ăsta în momentul în care pornim serviciul de speech recognition trebuie să fie sub forma asta. Dacă este English este NUS pentru US English. Da? Sau Romanian. Dacă e Romanian trebuie să fie ro de a-și romare. Da? Și asta este uh, astea valorile pe care o să le folosim pentru a determina limba. O să adăugăm aici un uh, start button, un, un event de click pe butonul de start, add event listener, da, click, pe care o să-l uh, completăm imediat. Vreau întâi să implementăm celelalte metode pentru a fi mai, mai ușor de înțeles în momentul în care implementăm partea asta finală. Orice avem o primă funcție, spuneam că o să determinăm limba bazat pe obiectul ăsta pe care îl avem aici. Determin, determine language, da? Și avem selected, adică limba care a fost selectată de, de utilizator, document.query selector și avem, o să selectăm după ID, language.value, o să luăm, pardon, value, valoarea pe care o selectează utilizatorul aici în drop-down ăsta, English sau Romanian, da? Și o să facem un switch pe selected, dacă este English, return languages.english case dacă este romanian return languages.romanian da? dacă este orice altceva în afară de astea două să aruncăm o nouă eroare și zicem language not supported, pentru că limba nu e suportată. Da, așa că dacă vrei să adaugi alte limbi, doar să mai ți adaugi aici în um, obiectul de languages pentru a ști exact ce limbi suportă aplicația ta sau nu. Bun, și asta este toată funcția de determine language. O să mergem mai departe și o să creăm o altă funcție care se numește handle result. Da, și asta o să fie funcția care o să gestioneze rezultatele care vin din speech recognition service-ul ăsta, da. Ele vin sub forma unui event, așa că o să punem și noi aici un event. Și pentru a concatena rezultatele finale, că o să vezi că ele vin cumva sub forma unui array cu toate cuvintele pe care tu le-ai spus sau dacă vorbești de mai multe ori și îl face mai multe înregistrări îți va trimite mai multe elemente într-un array, da? Și de fiecare dată va ține minte și elementele dinainte și ți le va trimite și pe alea. Din cauza asta o să avem aici un array unde o să adăugăm tot timpul ultimul rezultat venit din eventul ăsta. Da? Deci ultimul rezultat primit din event o să fie concatenat la results. Pentru că nu vrem să adăugăm de fiecare dată toate rezultatele plus 1, toate rezultatele plus 1 și așa mai departe. O să iterăm prin array-ul ăsta de results of event.results da? o să prin rezultatele evenimentului în sine și o să adăugăm în outputul nostru în results, o să facem push și aici o să luăm result de 0.transcript. Da, o să vedeți că uh, rezultatele astea eventul ăsta are mai multe uh, elemente în el, pe noi ne interesează transcript, da, partea asta în care efectiv ne returnează ceea ce am vorbit. Bun, și într-un final, o să adăugăm în text log, da, care este uh, elementul nostru selectat aici, o să adăugăm un HTML results.add 1. Da, adică ultimul rezultat venit în results tot timpul. Bun, acum haide să mergem mai sus și să începem să legăm câte ceva din logica asta ca să putem să și testăm. Prima dată trebuie să-i dăm limba de care are serviciul ăsta nevoie, pe care, limba pe care o să o folosim în momentul în care o să-i zicem ceva, da? Și o să facem recognition service.lang equals Determine language. Dacă avem funcția asta de determine language care o să selecteze valoarea din drop-down-ul, și o să determine limba pentru noi. Foarte simplu. Mai departe trebuie să-i dăm un parametru care se numește continuous și să-i dăm true, da? să înregistreze continuu, nu o singură dată și apoi să se oprească. Și apoi avem nevoie de un handler în momentul în care serviciul vrea să ne returneze niște rezultate. Avem recognitionservice.onResult, da, asta e un. Eveniment și trebuie să-i dăm un handler. Și noi avem handle, handle result ca și funcție. Da, Handle result care o să primească evenimentul pe care îl ridică servi serviciul ăsta la momentul respectiv. Da, dăm un save, haideți să mergem înapoi în aplicație și să încercăm și noi să pornim și consola să vedem dacă avem ceva erori pe aici. Oh, și se pare că avem o eroare Speech Recognition Service-izonată constructor. Am uitat aici să adăugăm sau window.webkit Speech Recognition. Dacă adăugați și chestia asta, nu o să mai aveți problema asta cu constructorul. Ce mai avem nevoie să adăugăm aici este să pornim înregistrarea și facem recognition service.start. Da, e o metodă pe care trebuie să o apelăm pentru a porni înregistrarea. Dăm save și haideți să mergem și noi înapoi în aplicație să încercăm chestia asta. Dacă apăs pe butonul ăsta, o să vedeți că sus aici a apărut un buton de record și ne se spune că this tab is using your camera and microphone. Bun, o să pornesc acum din nou și o să încerc să vorbesc pentru că noi am selectat aici limba engleză, dar haideți să începem cu limba română și haideți să vedem. Bună ziua! Deja a prins să vedem de la începutul frazei. <laughs> Bun, se pare că da, mi-a failat în momentul în care am încercat să opresc înregistrarea pentru că butonul nu știe să facă și stop pentru moment. O să dau refresh ca să opresc înregistrarea. Bun, deci se pare că avem un prim rezultat destul de destul de bun. Acum cum facem să determinăm înregistrarea în momentul în care noi apăsăm o dată pe butonul ăsta și cum facem să o oprim când am văzut că ne dă o eroare. Ca să oprim înregistrarea, va trebui să facem, să verificăm dacă butonul nostru deține clasa Button Dash Pulsating pe care am declarat-o aici. Da? dacă vă aduceți aminte, vă povesteam eu că facem o clasă unde adăugăm o animație pe care o să o pornim din JavaScript, da? dinamic. Button Pulsating. În momentul în care apăsăm pe buton să pornească înregistrarea, o să-i adăugăm și clasa asta Button Dash Pulsating butonului pentru a scoate efectul ăla de puls din el. Bun, și atunci facem aici Start Button.classlist.add button dash pulsating. Da, dăm un save, mergem înapoi în aplicație și odată ce o să dau click pe el, vedeți că apare deja efectul la de pulsare foarte, foarte ok. Dacă dau stop, bineînțeles, o să crape din nou pentru că nu știe cum să facă să oprească înregistrare. Și pentru a opri înregistrarea, spuneam, trebuie să facem, să verificăm dacă butonul are clasa asta, da? dacă are clasa button dash pulsating. Și facem start button dot contains contains exact clasa button dash pulsating. Dacă el conține clasa asta deja, o să facem, o să oprim înregistrarea, deci recognition service dot așa cum am dat aici mai sus start, acum îi dăm stop și îi scoatem butonului clasa de pulsating ca să se oprească și să revenim la starea inițială. Deci start button dot aceeași clasă button dash pulsating. Cred că mai bine ziceam button dash pulse și era mai simplu decât pulsating, dar am zis să fie, să fie un termen care să denote continuitatea, da? Așa, am zis pulsating inițial. În fine, denumiți-l și voi cum vreți. Și mai departe, ce va trebui să mai facem este să adăugăm un, în text log un element de break în HTML, pentru că altfel, în momentul în care o să dai stop butonului, data viitoare când o să pornești, Haideți să și demonstrăm chestia asta. Save. Dăm un record. Startbutton.classes.contains Contain, am scris o greșit. Ok. Dacă dau un stop, încearcă să facă start din nou. Ok. Haide că trebuie să mai adăugăm niște logică pe aici. Deci ideea este în felul următor. Dacă contains în primul rând, dacă deja conține clasa asta, trebuie să facem stop și logica de stop este aici, da? Dacă nu trebuie să facem start și logica de start este asta. Haide să o adăugăm aici în else ca să nu mai ne facă problema asta cu um, eroarea în momentul în care dăm start din nou, practic. Dăm refresh, dăm start și acum probabil a început să înregistreze, dăm stop, dar start ce e ce a înțeles el. Și vezi că acum în momentul în care apăs din nou pe buton, înregistrarea se oprește, îți poți da seama și după cerculețul ăsta uh, de pe tabul din Chrome, și uh, efectul de, de, puls de la buton se oprește și el și nu mai avem niciun fel de eroare. De asemenea, așa cum îți povesteam, dacă vorbești de mai multe ori, dai start, stop și pui chestia aici, în, TextLog text log o să se apară una după cealaltă și e destul de inestetic. Așa că ce voiam să facem aici era să adăugăm un element de break în div ăla de TextLog. log. Bun, și în momentul ăsta dacă apeși start și stop de mai multe ori, da, se pare că avem un extra break aici pentru că trebuia să-l să, să fac append, nu să-l adaug. Dacă o să dau refresh acum și o să mai încerc o dată. Da, ok, se pare că dacă dau stop înainte să apuce să scrie ceva în text log, o să ne pună un break aiurea. Și dacă o să fac recording și zic test și apoi dau stop, ne adaugă un break aiurea aici. O să vă las pe voi să faceți debugging pe chestia asta, să uh, rezolvați problema asta. Ideea e că dacă așteptați, ziceți test și Așteptați să vă scrie el, nu mai, nu mai pune extra break ăla. Bun, cam asta este tot JavaScript-ul de care avem nevoie ca să facem chestia asta. Ce aș mai face eu ar fi să mut logica din if ăsta în două funcții dedicate. Deci una ar fi function stop recording, recording și să function și să-i facem și un format. Da, și cealaltă va fi function start recording și să mutăm logica din partea de start aici, da? Dăm un save, dăm un format. Bun, și acum apelăm metodele astea aici în if-ul ăsta. Deci dacă deja conține, înseamnă că trebuie să facă stop, deci stop recording. Else start Recording. Dacă butonul nostru deja conține clasa button Setting, înseamnă că deja serviciul merge, serviciul înregistrează și atunci trebuie să facem stop. Altfel, dacă nu conține, facem start și adăugăm în metoda de start, îi adăugăm uh, clasa asta, da? Cam așa funcționează. Totul foarte, foarte simplu. Dacă o să mai fac refresh încă o dată. Dacă o să dau recording. Hello, what is your name? Nice to meet you. Hello again. My name is Alex. Nice to meet you too. Da? deci destul de accurate chiar și pe engleză, dacă dau acum pe română. Bună ziua. Care este numele tău și îmi pare bine să te cunosc. Am înțeles un am pe aici, dar e ok. Bună ziua din nou. Numele meu este Alex și mie îmi pare bine să te cunosc. Bun. Deci totul merge foarte, foarte bine și pe română și pe engleză fără niciun fel de problemă. Cam asta este tot codul de care ai nevoie ca să faci chestia asta. E o aplicație foarte bună pe care o mai poți dezvolta, mai poți adăuga alte features și ți-o poți pune în portofoliu ca și proiect personal. Cam asta a fost. Sper că ți-a plăcut și dacă da, nu uita să lași acolo un like și poate un subscribe dacă vrei să mai vezi pe viitor astfel de tutoriale.